unități drept, pentru onor spre dreapta prezentați Ard! Se intonează imnul de stat al României. Domnule suprefect, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați invitați! Cam fiecare an, pe data de 9 mai, aniversăm Ziua Europei, Ziua Independenței României și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite, respectiv sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ziua Uniunii Europene marchează istorica declarație de la 9 mai 1950, a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propune un plan de colaborare economică între Franța și Germania. Un fragment din textul propunerii prezentate suna așa: pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporționale cu pericolele care o amenință. Declarația Schuman a stat la baza amplului proces de construcție a unei Europe unite. La 18 aprilie 1951 a fost semnat tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a cărbunelui și oțelului între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și Olanda. Aceste state au semnat la 25 martie 1957 tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană. Ulterior la acest complex proiect de construcție europeană s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie și Danemarca, Grecia, Spania și Portugalia, Suedia, Austria și Finlanda, Cehia, Ciprul, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia și Ungaria și la 1 ianuarie 2007, Bulgaria și România. 9 mai este o zi deosebit de importantă pentru statul român. Este ziua proclamării independenței, consfințită și apărată pe câmpul de luptă spre a putea fi impusă forțelor militare turcești și recunoscută apoi de puterile europene. 9 mai este și ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial. În anul 1945, împotriva Germaniei naziste, la 12 septembrie, România semnează armistițiu cu Națiunile Unite, iar la 25 octombrie sunt eliberate ultimele localități românești. În semn de recunoștință față de eroi căzuți pe câmpurile de luptă în războiul de independență, marcăm această zi printr-un ceremonial de depunere de coroane de flori. Se depune coroane de flori din partea primăriei municipiului Giurgiu, se pregătește Consiliul Județean Giurgiu.
Să depune coroane de flori din partea instituției prefectului Giurgiu, se pregătește Centrul Militar Județean Giurgiu. Să depune coroana de flori din partea Centrului Militar Județean Giurgiu, se pregătesc structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. Să depune coroană de flori din partea structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, se pregătește penitenciarul de maximă siguranță Giurgiu. Să depune coroană de flori din partea penitenciarului de maximă siguranță Giurgiu. Thank you.
Suntem foarte onorați că ne-ați vizitat. După cum bine știți sau ar trebui să știți, motivul pentru care s-a născut Muzeul de Țean Dorescu a fost tocmai ideea celebrării independenței obținută la 9 mai 1977. Un sfert din expoziția actuală este dedicată acestui eveniment, însă el e văzut ca o sinteză, practic, a luptei care a început încă din timpul Vieția de Bătân. Tocmai aceea, în prima sală, putem vedea mari precursori, vorbim despre Iancu de Hune, doar Aglar Tepeș, apoi Mihai Viteazul, sub faptele căruia ne place și putem și documenta faptul că s-a născut ideea statului național unitar român, care după Unirea Mică din 24 mai 1959, după obținerea independenței, și-a găsit adevărata valoare la 1 decembrie 1918. Aici sunt expuse documente precum și arme din perioada secolelor 14-16. Paradoxal, s-a început cu domnia lui Mircea cel Bătrân, care a fost unul dintre cei mai mari voievozi pe care i-a putut oferi țara românească. Să nu uităm că în perioada 1402-1418, el a fost practic cel care a instrumentat, din umbră, e adevărat, cine era sultan la Stambul. O asemenea învergură nu s-a mai întâlnit niciodată, nici până în prezent. El a susținut pe rând pe fiecare dintre cei trei, doi dintre cei trei fii ai lui Bayazid. Din nefericire pentru noi, a câștigat al treilea la final. Însă, la 31 ianuarie 1418, când Mircea cel Bătrân s-a dus la cele veșnice, țara românească era formal vasalul Imperiului Roman, plătea doar un tribut simbolic, însă era în cele mai mari granițe care au fost consemnate vreodată, inclusiv Dobrogea, pe care, la 1877, am redobândit-o la contrapartidă cu cele trei județe din sudul Basarabiei de astăzi, Capul, Izmail și Bol. Negocierea cu Imperiul Țarist de atunci a fost fie la cele trei județe, fie la Dobrogea. Mergând mai departe, sunt expuse arme, documente, sunt expuse de asemenea monede din perioada dominației otomane. Trebuie să ne reamintim faptul că până la pacea de la Adrianopole din 1829, timp de aproape 14 de ani, Giurgiu și teritoriul care se întindea s-a întins cu puține variații până la locația Călugărăriului de astăzi, a fost practic teritoriul turcesc. Deci, Raiaua Giurgiu avea în administrare inclusiv toate comunele și satele care constituiau jumătate din teritoriul județului de astăzi.
foarte mulți istorii spun că a fost o variantă nefericită în care am coborât din munți capitala Valahiei de la Târgoviște, respectiv Curtea de Argeș, ca să o punem foarte aproape, unde se putea interveni imediat ca să schimbi un domnitor. În 6 ore trupele otomane puteau fi la București și să facă o remaniere prezidențială și guvernamentală. Lucrurile se desfășurau mult mai repede în acele vremuri. Aici sunt deja expuse arme și documente din perioada secolelor 17-18. Este un efigiu care îl înfățișează și pe Constantin Brâncoveanu. Acesta este singurul document în limba turcă veche pe care îl avem. Este vorba despre un recensământ parțial. Din nefericire, deși în arhivele muzeelor din Istanbul se găsesc cel puțin 1 milion de documente care se referă la Valahia, mai există foarte puțini oameni care știu să traducă din varianta turcă de atunci, care era un amalgam de limbă turcă, arabă și persană. E adevărat că n-au fost nici niște inițiative care ar fi trebuit susținute la nivel național ca să putem face o lucrare de asemenea învergură. Am ști mult mai multe lucruri. Administrația turcă, atunci când s-a retras în 1899, n-a lăsat în urmă foarte multe documente, tocmai de aceea nu știm nimic despre viața socială, despre obiceiurile culinare. Au rămas doar chestii care s-au propagat prin viu grai sau prin tradiția, pur și simplu, din generație în generație. Am pus un Hai să mai toate momentele esențiale care au dus într-un final la obținerea independenței față de Imperiul Otoman de către Principatele Unite. Precursor a fost evident momentul 1821, cu Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Apoi sunt marcate momentele Revoluției de la 1848 în zona Vlașca. Ajungem după aceea, după tratatul de la Paris, la magistrala mișcare politică prin care domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost ales în același timp domnitor și în Moldova și în Țara Românească. Și după 10 mai 1866, după ce a venit deghizat și a spus da, la 10 mai 1866, principele pe atunci Ferdinand a început drumul către independență. Un moment care ar trebui remarcat este că reacția Imperiului Otoman a fost imediată. S-au concentrat trupe la Giurgiu și Vidin. Iar primul decret dat de către Carol I, în calitate de conducător al proaspătului stat, a fost mobilizarea generală. Prin asta a arătat faptul că nu i-a dispus să accepte foarte multe compromisuri. În contextul războiilor ruso-austro-turce, în 1877,
Nouă conflagrație, trupele rusești conduse de Marele Duce Nicolae ajung în Bulgaria, însă întâmpină o rezistență mult mai pregnantă decât cea pe care și-ar fi dorit să o întâmpină. Drept pentru care Marele Duce Nicolae înscrie Călăcanul și în Pragă că din anumită infecție a fost adusă poate o cunume al părinii pentru tăsutele otomane nepătăcute. S-a născut pe câmpurile de luptă din Bulgaria, poveștile pe care le știm cu toții, Walter Mărăcineanu, Maiorul Gheorghe Șonțu, care într-adevăr au fost niște eroi, raportat la dotarea din punct de vedere logistic și militar beligerant a trupelor noastre, putem spune că într-adevăr au fost niște eroi, au obținut niște victorii care din punct de vedere strategic ar orice general de armată sau de divizie le-ar considera imposibil. După 1877, după declarația din Parlamentul reunit al lui Mihai Cogălnicianu, au avut loc aceste operații în teatrul de război. După încheierea favorabilă Rusiei a conflictului, a existat o perioadă nefericită, rușii nu au fost dispuși să accepte independența României în primă fază. Au existat chiar episoade în care trupe rusești din Bulgaria au trecut Dunărea, însă, evident, cu ajutorul marilor nostru prieten din secolul XIX, care a fost întotdeauna în Franța, s-a ajuns la acest compromis. Evident că principele Carol și-ar fi dorit și Basarabia și Dobrogea, însă și politica e o negociere întotdeauna și atunci s-a decis ca doar Dobrogea să intre în constituția statului român pentru a asigura ieșirea la Marea Neagră. Extraordinar faptul că moartea Marelui Carol I pe conferențele Sigmaringen, care a avut cea mai lungă domnie din istoria știută a românilor, practic 48 de ani, dacă punem alături perioada în care a fost principe și apoi rege, doar la moartea lui s-a putut pune problema ca România să se alăture Antantei, fapt care ne-a dus în tabăra, să zicem, câștigătoare, ce a precedat după evenimentele Uituz, Mărăști, Mărășești, făurirea statului național unitar român, România Mare, România Dozoloasă, cum se spunea pe vremea, cu pricina. Pentru Giurgiu, primul război mondial a fost extrem de aducător de dezastru. Orașul a ars în proporție de peste 50%. A fost, într-adevăr, un moment foarte trist. Noi încercăm să aducem împreună lucrurile care ne leagă, nu cele care despart, mai ales de vecinilor și din Bulgaria. Însă, la momentul retragerilor trupelor turco-bulgare, orașul a fost practic incendiat. Este unul dintre motivele pentru care avem și distinția Crucea de Război cu palmete, oferită de către statul francez. Dacă nu mă înșel, sunt doar două sau trei orașe din Europa care au primit această distinție. Tributul a fost enorm.
Până la urmă ne bucurăm încă de faptul că orașul mai există. Iar după primul război mondial a devenit ceea ce ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să fie și în prezent, o prelungire, un terminal foarte important, o arteră foarte importantă din toate punctele de vedere, mai ales economic, pentru capitală, pentru București. Pe vremea aceea, gândiți-vă că toate, aproape toate mărfurile din centrul și vestul Europei veneau pe calea Dunării. Aici erau desfăcate și trimise către capitală. De asemenea, aici exista acel bac, se zice. Cu armata rusă, în, mai ales în perioada precedentă celor mai importante conflicte care au dus până la urmă la obținerea independenței și de către Bulgaria și de către statul. Această zonă nu e încă vizitabilă, deoarece de pregătim de noaptea muzeilor.